În primul rând, aș vrea să vă întreb, Adelina, domnule Șeramăt, când ați vorbit ultima dată cu Sorina? Acum 17 zile, cred. De fapt, 18, că a fost prea de dimineață, dormea fata și nu am vorbit. O zi înainte să o ia. De atunci ați încercat să vorbiți? Da. Și nu vi s-a răspuns la telefon? Nu. Și probabil au și schimbat numărul acela, că nu mai funcționează. Și nu au încercat să vă contacteze niciun fel sau nici măcar un mesaj, nu știu, scris sau nu, video? Nu, nu. Sau... Doar atunci, seara, când au intrat domnii într-un platou la cineva, a sunat atunci... domnul. Da. Nu ei. Astăzi ați venit să protestați în fața guvernului, corect? Da. De ce faceți asta? Credem că timpul trece și nimeni nu ia nicio măsură în legătură cu Sorina. Deja suntem peste măsură de îngrijorați, să nu aflăm nimic despre ea. Și doamnele au mai și spus că fetița ar fi bolnavă. Nu știu de ce nu ar duce-o la spital, dacă cred că e bolnavă și de ce o țin acasă. Și fac și poze pe deasupra că e foarte fericită. Și cam încurcă în declarații, din câte văd eu. Adelina, iartă-mă că ne vorbim la pertul. Eu sunt Mihai, tu ești Adelina, nu? Să ne... Da. Am înțeles înainte de emisiune, când ne-am întâlnit pentru a vorbi un pic, că ai slăbit 5-6 kg de când s-a întâmplat tot în 17 zile? Da. Ce însemna pentru tine toată această rupere a Sorinei din familia voastră? Ca și cum ne-ar fi luat o parte din noi. Nu mai suntem compleți. Probabil mulți oameni au copii și când le pleacă un copil, simt golul ăla, așa îl simțim noi. Și mai ales cum a fost luat. Mai ales pentru că simțiți, da, că... Da, nici măcar nu ni s-a permis să ne luăm la revedere sau să ne îmbrățișăm. Nu cred că e... omenesc, așa? Să iei un copil care practic a trăit la noi 7 ani de zile. Tu ai botezat-o pe Sorina? Da, și pe Andreea. Și pe Andreea. Și anii ăștia, așa cum am citit toate declarațiile Sorinei în diverse documente, ea v-a simțit pe voi ca fiind familia ei, nu? Da, și o să fim familia ei până când ea o să ne spună că nu ne vrea sau nu acceptăm poze trimise de alte persoane. Vrem să ne spună fata, să vină în fața noastră, să spună mami, tati sau cum ne-o spune. Sunt fericită acolo, nu mă mai căutați, nu mai luptați pentru mine. Noi o să ne luptăm pentru ea până când o să ne spună ea, stop. Și lupta aceasta, în momentul de față, pe ce planuri o duceți? Adică e unul juridic? Și ce credeți, cine credeți că poate să oprească toată această tragedie? Pentru voi. Domnii judecători, procurori, care ar trebui să-și facă datoria, să nu treacă cu vederea și în niciun caz să nu se gândească că copilului ar fi bine în America. Eu cred că un om poate să ajungă bine și la noi în România. Sunt atâția oameni care... sunt chiar foarte bine la noi în România. Cine trebuie mai mult? Oamenii trebuie să înțeleagă că doar o viață o avem. Dacă nu trăim și nu simțim așa, poți să ai bani cu găleata. Dacă nu ai fericire și nu simți, ce trebuie să simți în momentul ăla? Voi în anii ăștia, cu Sorina și cu Andreea, ați fost niște oameni fericiți? Foarte! Tati cu mami chiar... mi s-au părut schimbați când au venit fetele. Înainte credeam că se ramolise și parcă un tinerit dintr-o dată de când au venit fetele. Noi crescusem, mergeam cum merg tinerii și ei rămâneau singuri acasă și chiar mami, înainte să ia fetele, a zis că au rămas de Crăciun odată singuri, că nu, trebuie să facă ceva. Ei de mult aveau un gând să mai iau un copil, dar întâmplarea a fost să vină doi. Deci eu cred că Dumnezeu a vrut așa și nu sunt de acord ca
un om să schimbe asta. Dacă Sorina a apărut în viața noastră, nu înseamnă că a apărut degeaba. A apărut cu un motiv, să rămână la noi. Și eu chiar cred, și avem și martori, să întrebați, că am luptat pentru fetele astea și să le oferim toate condițiile, să nu le lipsească nimic, nici iubirea de mamă, nici de tată, de nimic. Și material, chiar pot să vă spun că au avut mai mult decât mi-aș fi dorit eu vreodată. Domnule Șarământ, ați venit să protestați la București. Un protest în fața guvernului e ceva foarte vizibil, e ceva foarte puternic. Când cineva vine și protestează într-una dintre piețele cele mai cunoscute din București, asta înseamnă ceva. Dar acolo puteți să vorbiți mai puțin. Ce ați vrea să le spuneți în această seară și care este motivul pentru care dumneavoastră protestați? Ce vreți să obțineți? Aș vrea să se facă dreptate în acest caz. Deci noi nu cerem altceva decât să se facă dreptate. Deci noi mergem până în pânzele albe să se facă dreptate. Deci noi, toată lumea trebuie să știe, noi am iubit această fetiță și om iubi-o chiar până când va fi mare. Sau... Și nu vom ceda. Deci noi am iubit aceste fetițe poate mai mult precum copiii noștri. Deci ce a spus fata mea are dreptate. Poate copiii mei nu au avut ce au avut fetițele acestea. În primul rând, iubirea. Asta e principalul. Noi le-am iubit pe aceste fetițe poate mai mult ca pe orice. Exact ce a spus fetița, s-a schimbat viața la 180 de grade. Deci eu consider că orice om care are un copil îi se va schimba viața și consider cei care nu au copii și va lua un copil face cel mai bine din lumea asta. Deci consider să ajuți să crești un copil, să-i dai, să-l crești, să-i dai calea cea bună. Deci, cum am ajutat noi acești copii, deci eu mai aveam deci doi copii naturali, o fată și un băiat și m-am hotărât cu soția mea să mai adoptăm doi copii. Deci trebuie să înțeleagă lumea, noi nu am trăit din banii aceștia care toată lumea zice că noi am stat, dar birocrația asta trebuie să dispară de la noi din România. Deci, ca să iau un copil, sunt familii care așteaptă cel puțin 2 ani de zile, dacă nu intervin. Dumneavoastră vi se reproșează faptul că nu ați adoptat-o pe Sorina în primă instanță. Cu toate că toate celelalte rapoarte pe care eu le-am citit la această emisiune ne arătau foarte clar faptul că dumneavoastră doriți înfierea, că doriți adopția, că Sorina vrea asta, dar cumva au venit și au spus că ați ieșit din termenul legal. Nu ați reușit sub nicio formă să convingeți Direcția pentru Protecția Copilului, autoritățile, că de fapt vă doriți această adopție și Sorina și-o dorește și să oprească acest proces de adopție care, din documente, pare că era împotriva voinței Sorinei? Ce să vă spun? Birocrația este de vină. Ascultați-mă. Noi am vrut normal să le adoptăm pe acele amândouă fetițe. Noi l-am luat în 2012, deci în decembrie. Ni s-a scos la adopție ce am două fetițele, în 2013. Deci soția mea, nu doar, știu. Doar Andreea a fost scoasă la, în 2013 și noi atunci spuneam că dacă tot pornim actele, să le luăm pe amândouă, să nu mai facem... Separatism. Deci și de... două munci până la urmă, că trebuie să te duci la cursuri, să mergi în fiecare săptămână la Drobeta Turnu Severin. Dar mi se răspundea că Sorina nu este adoptabilă și noi atunci, vă dați seama, nici nu știam prea multe despre ce spuneau ei și întrebam, cum adică nu este adoptabilă? Andreea de ce este? Ea de ce nu este? Că pe Andreea a dat-o mama ei de... mică, nu a căutat-o niciodată și că toți frații ar fi dați, dar pe Sorina că încă o mai caută rudele și chiar părinții. Și noi întrebam, păi cum o caută? Că noi nu ne-am întâlnit niciodată cu ei. Făceau doamnele să ne întâlnim undeva la Titerleș, la noi acolo în zonă. Așteptam, ajungeam pe la 8, cred că până la 12 stăteam după rude să vină. N-au ajuns niciodată. Și acum am înțeles de ce nu au ajuns. Pentru că domnii trimiteau la adrese... eronate. Nu ajungeau niciodată. Oamenii își căutau fata
dar nu le-a arătat nimeni. Chiar ne-a spus mama că a fost la centru și că i s-a refuzat să o vadă. Într-adevăr, pe noi ne-a sunat cineva atunci și noi am dorit să mergem. Dar doamna manager de casă a spus că nu are niște demersuri făcute dinainte, trebuia să anunțe ca să fie cu fata acolo, nu că îi se trezi ei și hai să mergem cu fata. Noi chiar eram curioși să vedem pe mama fetiței. Am avut norocul să o întâlnim chiar anul trecut când au început fetele școala. A venit în prima zi de școală, vă dați seama, nu o văzuse de la 7 luni și să o vezi la 7 ani, a fost uimită, plângea. Nu-i venea să creadă că e Sorina. Și chiar ea ne-a povestit că a căutat-o. Și chiar bunicul, chiar mătușa, dar nu li s-a permis. Draga Adelina, te-am întrebat când am vorbit la telefon, de starea Andrei, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Andreea și Sorina au crescut împreună în familia voastră ca două surioare. Da. Cum e ea după 17 zile? Nu pot să spun bine, că nu este. În primele zile plângea, chiar nu a vrut să mănânce, ne-am cam speriat un pic, ziceam că o să trebuiască să mergem cu ea undeva. Mi s-a părut că era un pic și agresivă, a reproșat cuiva de a fost la poartă atunci, că de ce nu a salvat-o pe Sorina. Și chiar i-a vorbit foarte urât așa. Ea, în mintea ei de copil, crede că noi nu am făcut nimic să o salvăm, dar ea nu înțelege că nu puteam să ne luptăm cu atâția mascați și... 3 mașini de mascați, 5 de mașini de poliție. Acum este o verișoară de-a noastră mică, stă mult cu ea, să o distragă, să nu... Dar când rămâne singură, începe. Când vine Sorina, vreau să vorbesc cu ea. Aseară să vă spun că au apărut pozele acelea cu Sorina și ea era pe telefon și a sunat pe doamna aceea când a postat pozele, a crezut că e Sorina. Și a răspuns femeia și i-a spus că îmi pare rău, puiule, că ți-a făcut iluzii degeaba. Vă dați seama, ea o caută. Și a sunat-o pe doamna care a postat fotografiile? Da. A crezut că e Sorina. Se trezește seara și se uită în pat și se uită și nu este surioara ei, vă dați seama ce înseamnă să ești traumatizată. Atât Andreea și mă gândesc și Sorina. Toată lumea zice că Sorina este bine, dar eu am dormit, dormea cu mine în pat. Și seara se trezea, în momentul când s-a auzit că vrea să o ia și se trezea din pat, tresărea, multă lume zice, domnule, este bine. Eu consider că nu este bine. Deci un copil să fie târât și speriat, atât Andreea și ne speriem noi ca oameni maturi de atâta, da, păi, prin trauma care au trecut acești copii, vă dați seama? Să vezi atâta... Și brusc e fericită după câteva ore, deci... Mi se pare un pic cam... Raportele pe care eu le-am prezentat de la emisiune, nu știu cât ați urmărit, am văzut că și soția dumneavoastră, mama ta Adelina, a trecut printr-o situație emoțională severă în momentul în care a realizat că până la urmă se va duce la această rupere. Cum se mai simte mama acum? Să vă spun sincer, mami trebuie să stea mereu lângă telefonul fix, cu gândul că o să sune. Speră că o va suna familia... Da, că Sorina știe numărul de fix de la noi de acasă și... Și speră că va rupe cumva și va ajunge la un telefon? Da. Va putea odată să pună mâna pe un telefon și noi am explicat. Sorina, poate vei pleca cândva de la noi, că vedeți care este situația în țara asta. Și i-am spus să învețe numărul de telefon de fix al nostru, să-i pe Facebook. Poate familia respectivă nu te va lăsa. Și știe numărul pe din afară? Da. Și mama stă lângă telefonul în așteptarea telefonului. Da. Și Andrei. Și Andrei este cu ea, da. E ceva dureros. Nimeni nu înțelege. Credeți că va veni și telefonul ăsta într-o zi? Da, cred. Noi tragem speranță.
Multă lume ne condamnă că de ce nu am înfiat-o. Dar ei nu știu adevărul. Adevărul care o să... Adevărul? Că nu ni s-a permis. Pur și simplu nu ni s-a permis. Deci nu am înțeles de ce atâtea minciuni la mijloc și să duci o familie, practic, în eroare, că copilul nu este adoptabil până în 2018-19 februarie. Noi ne pregăteam să plecăm undeva de ziua mea, chiar atunci de ziua mea. Și a venit doamna Morjan, managerul de caz, cam supărată. Și noi mereu când o vedeam supărată, întrebam, e ceva cu Sorina? S-a întâmplat ceva? Și a spus că da, este ceva cu Sorina. Și ne-a spus că fata e scoasă la adopție internațională și că urmează să vină o familie din America să o ia. Noi atunci am rămas blocați, am început să plângem. Cum? Nu se poate așa ceva? Noi n-am știut că fata e scoasă la adopție. De ce nu ne-ai spus până acum? A răspuns, păi n-am știut nici eu. Mami atunci s-a revoltat. A spus, păi tu stai toată ziua cu nasul în acte până la urmă și să nu știi că fata asta e scoasă la adopție până acum când vin oamenii. Ne obligau, sau cum să zic, ne îndemnau să facem cât mai repede niște analize fetei, că le trebuie neapărat să ajungă la oamenii aceștia. Deci, noi prima dată ne-am dus și am pus, cred că, cererea de adopție că o vrem noi, că am auzit că e scoasă la adopție, hai, încercăm noi, că noi avem prioritate, noi așa știam. Chiar ne-a zis doamna de la adopție. Și v-a zis și s-a spus că... Primeam răspunsuri că fata este blocată momentan la o familie din America. Am depus 7, dacă nu mai bine, și primeam la fel răspunsuri Xerox. Deci Xerox-uri erau, nu era niciun cuvânt în plus. Toate că fata este momentan blocată și ne trimiteau să-i facem mai repede analizele, să trimită să dosarul, că primesc nu știu de dosarului. Unde telefoane, că se grăbesc, că... Și chiar ne-a spus doamna de la adopție, șefa adopției, Vali Pârneci, vreau să aduc la cunoștință, ne-a întrebat, cum de n-a știut că fetița este adoptată? Nu m-a informat nimeni, nu v-a înștiințat? Da, doamnă, dacă veneați la mine, ne-a zis doamna, puteam rezolva treaba, adică să... Scuzați-mă, regizorul emisiei, și eu am reținut asta, am vrut să vă întreb, dar n-am vrut să întreb povestea, dacă când văd că și el a reținut același lucru, mi se pare că s-a spus ceva foarte important, Adelina, ai spus ceva foarte important. Și anume, ai relatat că vorbea despre faptul că se primesc telefoane? Da, așa ni se spuneau. Telefoane de la cine? De la familia care vrea să adopte sau de la cine? De la cineva de sus. Cine ar putea să... Stai puțin, cineva de sus era interesat de adopția Sorinei? Cine de sus? Nu știm. Vă spun, deci această familie a intervenit direct la autoritatea tutelară a copilului, adică la doamna Gabriela Coman. Aveți dovezi în sensul ăsta? Păi da, aceea se... Stați puțin. Deci dacă această familie a spus, doamne, am intervenit și am cheltuit și am 30.000 de dolari. I-au spus că au cheltuit 30.000 de dolari? Da, i-au spus asta în primele noi. 5 minute. Noi am încercat să le explicăm că sunt fetele luate în același timp, că am depus cererea de adopție. Da, poate, că... poate pe avocați, poate pe drumuri. Nu, atunci nici nu a început să răd probleme. Nu ne-au spus, da. Nu ne-au spus pe ce au cheltuit sau au dat bani. Dar și-au intervenit, au intervenit, au avut pe cineva să aleagă dintre două dosare și l-au ales pe cel cu soțul.